ziua! Bine ați venit! Facem pasta de mandarine. Acestea sunt mandarinele. Eu anul trecut am făcut această pastă și am făcut cozonaci de sărbători și au ieșit buni, buni, buni. Și avem nevoie de 250 de grame de mandarine și 125 de grame de zahăr. Doar atât. O să le tăiem, le punem întregi, încercați să le căutați să fie biologice. Așa, și să începem. Noi avem mandarinele, aici avem o uliță mică. Eu deja mi-am pus o parte. Deci intră cam 4 mandarine la compoziție. Eu am să tai... Am să tai două și am să le pun. Aici mai am încă puse două. Și o să tăiem așa. Le punem cu coajă, cu tot. Se poate și din portocale. Eu anul trecut la părinți am făcut din portocale. Că nu am găsit mandarine. Așa. Și tăiem și punem. Să încercați să vedeți ce aromă dă la cozonac. Să scoatem și semințele, dacă au semințe, că mandarinile au foarte multe semințe. Puteți face și din lămâi, dar să curățiți coaja și să puneți pulpa, fără pielița aceea albă, pentru că este amară. Așa, aici nu avem. Punem cu totul. Ne uităm să vedem dacă avem semințe. Ia uitați, le scoatem și le punem deoparte. Și aroma se pune după gust. Gustați aluatul în timp. Puneți o lingură, amestecați bine toate ingredientele și apoi gustați. Dacă credeți că îl vreți mai aromat, mai puneți, mai adăugați. Eu adaug cam 2-3 linguri din compoziție. Așa. Și o să punem. Eu la acest cozonac folosesc și lapte și smântână. Și avem 250 de grame de mandarine. Deci puteți face și din portocale și din lămâi. Numai că la lămâi radeți coaja și cu pulpa, fără pielița albă. Eu am făcut cu tot cu pielița albă și iese amar. Și să vedeți ce bunătate. Așa. Să scoatem așa. Și apoi punem pe foc. După ce punem pe foc, lăsăm să scadă. Așa. Acum, aici avem 250 de grame de mandarine. Puteți pune și portocale și lămâi. Lămâile, v-am spus, coaja și pulpa. Fără pielița albă, pentru că la lămâi este foarte amară. Și punem 125 de grame de zahăr. Și punem pe foc. Așa. Eu acum am să pun pe foc. Am să deschid. Și lăsăm cam 10-15 minute să scadă puțin. După ce a scăzut, punem totul într-un frulator, într-un mixer și mixăm. Punem totul, mixăm bine totul, fierbinte. Să o mixăm. Ia uitați, așa trebuie să arate pasta noastră de mandarine când se răcește. Vedeți lingurița? Când puneți mâna pe linguriță, se lipește. Cam așa e consistența la pasta de mandarine. Nu seamănă. Ia uitați, vedeți cum arată? O să o punem aici. Am să vă arăt. Așa. Așa, așa. Acum punem.
să... Vedeți? O mixăm bine, bine, până o facem pastă. Și rezultatul o să fie acesta. Nu mai mixez ca să nu fac gălăgie. Vedeți? Ca o cremă o să iasă. Așa, avem pasta de mandarină.